Salutare, dragii mei, și bine ați revenit din nou pe canalul meu, Bucătărește cu Rodica! Astăzi vom pregăti împreună o salată foarte rapidă și foarte delicioasă, în formă de porumb. Deci să începem rețeta! Pentru această rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente. O jumătate de piept de pui fiert și tocat. 2 ouă fierte răzuite. 12 măsline negre tocate mărunt. Și o conservă de porumb dulce sau 140 de grame. Vom mai adăuga sare și piper după gustul fiecăruia, după care vom amesteca bine toate ingredientele. Iar acum vom adăuga 2 linguri maioneză de casă și vom amesteca. Este gata salata noastră, acum vom avea nevoie de un platou. Vom pune pe acest platou toată compoziția. După care îi vom da forma unui porumb. Vom curăța puțin pe margini platou, iar după aceea vom acoperi cu maioneza care ne-a rămas toată suprafața porumbului. Acest pas îl vom face pentru a se lipi boabele de porumb. Am îmbrăcat porumbul în maioneză, iar acum vom avea nevoie încă de 140 de grame de boabe de porumb dulce, iar acum vom îmbrăca această salată în boabe de porumb. Această parte este cea mai dificilă, dar merită. Și desigur ne lipsesc frunzele. Eu am făcut aceste frunze din ardel verde, am subțiat ardelul cu un cuțit foarte bine ascuțit, dar se poate folosi mai bine foi de ceapă verde sau foi de usturoi verde. Și gata este salata noastră. Uitați ce bine arată! Dacă v-a plăcut rețeta, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Pupici, pa, pa!